nostru Pentru a-l cunoaște pe El? Da? Ne dorim să aflăm mai mult? Avem un Dumnezeu infinit și nu ne vom opri niciodată din cunoașterea Lui. Și pentru ca și în aceste momente să fie mintea noastră deschisă, receptivă și să putem cuprinde așa, puțin mai mult din ceea ce este El, vreau să vă invit să mai avem o scurtă rugăciune. Te laudăm, Tatăl nostru iubit, pentru că ești dispus să ne arăți slava ta. Îți mulțumim că vrei să ni te descoperi în toată frumusețea caracterului tău. Și în fața ta, ca Dumnezeu infinit, ne simțim mici, nevrednici și ne de a te cunoaște fără ajutorul tău. De aceea te rugăm să cobori prin Duhul Sfânt, să iei în stăpânire mințile și inimile noastre și să ne ajuți să ne bucurăm din plin, descoperind cine ești cu adevărat. Pune tu cuvintele tale și în gura mea și manifestă-ți prezența în locul acesta. Îți mulțumim și te lăudăm în numele Domnului Isus. Amin. Am început să descoperim în dimineața aceasta, sau am continuat să descoperim cine este Dumnezeul nostru, cel care este pe drept iubit. Putem să-l iubim cu toată inima și, pe măsură ce-l cunoaștem mai mult, ne dăm seama că îl cunoaștem așa de puțin și avem nevoie de mai mult. De aceea, mesajul din minutele care urmează se intitulează. Ce frumos ești, prea iubitule. Am citit deja împreună versetul acesta din Cântarea Cântărilor și vom vedea ce a descoperit iubita. Și ce putem descoperi și noi, toți cei care facem parte din Mireasa lui Hristos, din Biserica Sa, ce putem uh, descoperi în plus la El. Am văzut că uneori uh, intervine acea. Uh, stare la Odiceană. Uneori se mai răcește dragostea noastră față de el și îl mai pierdem din vedere. Și așa s-a întâmplat și cu iubita din cântarea cântărilor. Pentru că a fost comodă, i-a fost greu să se coboare din pace și să deschidă iubitului. În a doua parte a capitolului 5 descoperim că pentru puțin timp l-a pierdut și și-a dat seama că nu poate să trăiască fără el. Și a început din nou să-l caute și a dat seama că sufletul lui este gol și că viața nu are sens fără el. Și în căutarea ei au întâlnit-o alte persoane și au început să o întrebe: Dar ce se întâmplă cu tine? De ce îl cauți așa de mult? Și descoperim întrebarea pe care i-au pus-o iubitei care îl căuta în versetul 9 din capitolul 5. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de nerogi așa de fierbinte? Și acum iubita abia așteaptă să spună ce are iubitul, mai mult decât altul. Ce este de fapt Dumnezeu? Și în următoarele șapte versete, de la 10 și până la 16 din capitolul 5, des descoperim una din cele mai frumoase descrieri ale caracterului Mântuitorului. Cred că nu întâmplător sunt șapte versete. Cifra șapte este o cifră specială, cifra desăvârșirii. Și vreau să, să citim împreună pasajul acesta și apoi să-l analizăm așa, verset cu verset, pentru că este foarte bogat în semnificație. Începem să citim de la versetul 10. Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se din zece mii. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui sunt ca niște valuri. Sunt negre, cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de miresme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt ca niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur. Ferecate cu pietre de crisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt ca niște stâlpi de marmură așezați pe temelii de aur curat. Înfățișarea lui este calibanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fice ale Ierusalimului. Vă place această descriere? Are din nou o mulțime de metafore, o mulțime de comparații, de lucruri care să stârnească interesul, curiozitatea noastră, să ne dorim să descoperim ce se află în spatele acestor, acestui limbaj, de aceea, haideți să începem cu versetul 10 și să, să analizăm. Și înainte de a citi versetul 10, v-aș aduce aminte de un alt moment în care un om al lui Dumnezeu a cerut să vadă slava lui. În exodul, la capitolul 33, descoperim faptul că Moise a cerut lui Dumnezeu la un moment dat, Doamne, arată-mi slava Ta! arată caracterul tău. Am o misiune așa de importantă, m-ai chemat să conduc un popor și vreau să te cunosc pentru că apoi să te pot descoperi acestor oameni. Și a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Moise? În capitolul 34, nu mai citim acum, din lipsă de timp, dar o puteți face individual, în capitolul 34 descoperim modul în care Dumnezeu i s-a descoperit și i-a spus lui Moise, știi, eu ca Dumnezeu sunt așa și așa. Așa că Dumnezeu se lasă descoperit, este fericit să facă lucrul acesta pentru noi copiii săi și o face și aici, în pasajul acesta. Iubitul meu este alb și rumen. Albul. Ne duce cu gândul desigur la neprihănirea lui, la curăția lui. Este un Dumnezeu desăvârșit, un Dumnezeu creator. Din el a izvorât tot ceea ce există în, în universul acesta. Și el este un iubitor al frumosului. A creat toate lucrurile așa fel încât oricine să se poată bucura de ele. Și pentru că este desăvârșit și în dragoste, nu putea să se bucure numai așa, cu sine însuși, ci a creat și ființe care să se bucure de ceea ce el a, cre de ceea ce el a făcut. A creat îngeri, a creat lumile de pe alte planete și a creat și planeta noastră, Pământ. După ce a creat un mediu ideal, așa cum știm, a îmbrăcat pământul cu verdeață, cu flori, cu uh, toate acele uh, condiții care să ofere omului pe care urma să-l creeze uh, cel mai bun mediu de dezvoltare, apoi, cu propria mână, l-a modelat pe om ca să fie după chipul și asemănarea sa. Să fie ființa care să se dezvolte la infinit. L-a creat cu facultăți mentale care să fie capabile de o permanentă dezvoltare și să crească mereu în asemănare cu Dumnezeu, în caracter. Și nu doar l-a creat pe om, i-a făcut condiții așa de frumoase, l-a așezat pe pământ și apoi a zis: Adame și Eva, bucurați-vă de toate acestea! Să știți că eu le-am făcut pentru voi. El a venit să se bucure împreună cu ei. A venit să comunice și în fiecare zi știm că în răcoarea dimineții, uh, Isus Hristos venea să stea de vorbă cu, cu copiii săi prețioși. Și cred că Adam și Eva erau foarte încântați. <laughs> Abia aștept să vină momentul în care să întrebăm cum erau zilele acelea de la început. Discutau cu el, descopereau dragostea lui, bunătatea lui, uh, des descopereau că au această posibilitate să cunoască noi lucruri. Și ce credeți? Fericirea lor era constantă, era așa doar la un anumit nivel, cu siguranță că era în creștere, în fiecare zi, mai mult, mai mult, pe măsură ce se apropiau de el. O relație cu adevărat frumoasă, fericită. Și au fost avertizați, așa cum știm. Dacă vreți ca relația aceasta noastră să continuă să crească, să se dezvolte, e nevoie să fiți atenți, pentru că există și un vrăjmaș care va căuta să fure această bucurie a voastră. A căutat să vă păcălească, să vă înșele. De aceea stați unul lângă altul și nu vă duceți aproape de pomul acela al cunoștinței binelui și răului, pentru că le-a dorit binele veșnic. Însă știm cum au decurs lucrurile. Știm cum, la un moment dat, Eva s-a lăsat păcălită, s-a lăsat atrasă și a început să dea crezare Minciunilor pe care cel rău le-a spus. Și, dintr-o dată, atmosfera aceea, așa de plăcută, așa de frumoasă, s-a pierdut, s-a stricat, pentru că omul a păcătuit. Și lui Dumnezeu i-a părut foarte rău de lucrul acesta. A fost foarte îndurerat să piardă relația aceasta cu omul. A fost foarte îndurerat pentru că el știa care vor fi consecințele păcatului pe care Adam și Eva nu le conștientizau în momentul acela. Și știm că făcuse un plan de mântuire încă din veșnicie. Era momentul în care omul a păcătuit în Sfânta Treime, s-a luat hotărârea ca planul acela să fie pus în aplicare. Și Isus Hristos a zis, îl iubesc atât de mult pe omul pe care l-am făcut, încât nu pot să renunț la el. Ar fi fost așa de ușor să creeze altul. Cu o singură suflare ar fi distrus pe Adam și pe Eva și ar fi creat alți oameni. Dar a zis, este ființa care eu i-am dat viață, care este după chipul și asemănarea mea, nu pot să renunț la ea. Mai bine sunt dispus să îmbrac haina, să spunem așa, rumenă. Am citit aici că el este alb și rumen. Să îmbrac haina jertfei, și să plătesc eu vina pentru păcatul omului, ca din nou să-i pot oferi perspectiva de la început. Și a făcut lucrul acesta, așa cum știm, și istoria de pe paginile Scripturii ne prezintă așa de frumos, că Iisus Hristos s-a coborât aici, la nivelul nostru. Și a venit să ne arate cum se poate țese haina alba neprihănirii aici, în condițiile păcatului. 33 de ani. A trăit confruntându-se cu toate ispitele cu care noi ne confruntăm, ca să ne înțeleagă în cele mai mici amănunte. Și a rămas cu o haină albă, curată, fără păcat. Și a venit apoi momentul delicat, când a fost dispus să, ne, să se adreseze fiecare dintre noi și să spună: Acum, haina aceasta albă pe care am țesut-o pentru tine, sunt gata să-ți-o dau și să iau în schimbul ei haina ta murdar de păcat. Sunt gata să fiu condamnat, să sufăr, pentru ca să-ți ofer din nou șansa comuniunii cu mine și șansa vieții veșnice. Și paharul acesta al, al durerii, al suferinței și în mod special gândul despărțirii de tatăl l-a făcut să tremure în grădina Ghețemani. A tremurat de-a dreptul pentru că era foarte greu să accepte gândul acesta. Nu suferința fizică era cea mai mare problemă, ci suferința despărțirii de tatăl. Dar atunci a spus așa, pentru tine, deși noi nu existam atunci, dar a privit în perspectivă și ne-a văzut pe fiecare dintre noi, dintre cei care suntem aici. Pentru tine sunt dispus să plătesc prețul acesta. Și chiar dacă ar fi să nu mă mai întâlnesc vreodată cu tatăl meu, sunt fericit dacă tu te vei întâlni cu tatăl meu. Dacă tu vei putea beneficia de planul măreț pe care l-am alcătuit pentru tine. Și a mers până la capăt. A fost dispus să, accepte, să suporte insulta, bat jocura, deși nu făcuse nici cel mai mic păcat. Dar a Mers până la capăt, dându-și viața pentru ca eu și cu tine să trăim și să trăim veșnic. Versetul ne spune că el se deosebește din 10.000. Este adevărat? Mai cunoașteți vreun prieten? Mai aveți vreun prieten pe cineva în lumea aceasta care ar face sau a făcut așa ceva pentru voi? Nu există om. Fiecare ne gândim la binele nostru. Și mai ales atunci când suntem nevinovați, ne simțim tare deranjați dacă cineva ne condamnă. Dar el a făcut aceasta pentru că este mântuitorul nostru, drag, pentru că ne prețuiește enorm și vrea să aibă o relație zilnică cu noi. Vrea să ne pregătească pentru continuarea în condiții ideale a relației cu el în veșnicie. Acesta este prietenul nostru. Este cel pe care avem privilegiul să-l cunoaștem, să-l admirăm și în fiecare zi să spunem ce frumos ești, prea iubitule, ce frumos lucrezi în viața mea și vrei să mă conduci la o dezvoltare tot mai înaltă. Dar să nu uităm, vrăjmașul caută și acum să ne despartă de el. A reușit să o despartă pe Eva și pe Adam, și vrea să ne despartă și pe noi și în fiecare zi va folosi mii de căi ca să taie sau să, să întrerupă legătura noastră cu El. Avem foarte mare nevoie să veghem și să rămânem credincioși Lui, să-L invităm zilnic să fie prietenul nostru. Haideți să descoperim și alte motive pe care le avem să fim prieteni cu El. Versetul 11, ne spune astfel, capul lui este o cunună de aur curat. Aurul este un metal prețios, un metal care nu ruginește, un metal care atunci când este curat strălucește foarte tare. Îți iau ochii, este așa de frumos. Și dacă ni se spune că este capul lui cu o cunună de aur curat, aceasta mă duce cu gândul la faptul că el e dispus să fie conducătorul vieții mele, să fie capul meu. E dispus să pună gândurile lui în mintea mea. Acele gânduri care să mă conducă la cuvinte plăcute, care să reprezinte așa un, un izvor care îmi viorează pe toți cei cu care vin în legătură. E dispus să, îmi, să mă inspire și să mă călăuzească în faptele bune pe care le-a pregătit pentru mine acele fapte care să dea pe față caracterul lui frumos. E dispus să formeze obiceiuri bune în, în viața mea, să mă elibereze de acele obiceiuri cu care cel rău m-a prins adeseori și să mă conducă la un caracter frumos. Dacă accept ca viața mea să fie condusă de el, el o va face să strălucească cu adevărat. Vă doriți o viață strălucită? O viață frumoasă din toate punctele de vedere? Isus este singurul conducător care poate să facă acest vis să devină o realitate. El e, el e dispus, se oferă, dar așteaptă o invitație. Nu va veni așa să se așeze la, la cârma vieții noastre fără să ne întrebe. Dacă îl chemăm în fiecare dimineață, dacă ne luăm timp să vorbim cu el, dacă îl invităm cu drag, el vine cu foarte mult drag și abia așteaptă să ne conducă. Și versetul ne mai spune că pletele lui sunt ca niște valuri. Valurile ne duc cu gândul la putere, la ceva da, cu adevărat puternic. Întuitorul nostru este atot puternic. El nu are limite, așa că are toată puterea să conducă viața noastră frumos. Uneori noi, noi ne gândim așa, din punct de vedere omenesc, ce frumos ar fi să ajung la perspectiva cu tare sau la cealaltă, dar îmi dau seama că sunt atât de mic, atât de nenstare să ajung acolo, dar conducătorul nostru nu cunoaște limite și el spune, haide, vino, dă mâna, vreau să te urc, vreau să te ajut să ajungi în vârf de munte, și nici acolo să nu fie capătul. Să fie doar un început. O să vedeți mâine, la traseul pe munte, cum este să urci. E solicitant efortul. Dar ce frumos este când ai către cine să întinzi mâna și care te ajută să mai faci un pas și încă unul. Și astfel, efortul să fie suportabil și să poți înainta. Conducătorul nostru este și neschimbător. El rămâne același ieri, și azi, și în veci. Așa este scris în Evrei, la capitolul 13, cu versetul 8. El nu este astăzi deschis, iubitor, tandru și plin de dragoste față de mine, și mâine s-a schimbat atitudinea lui. Așa cum uneori între oameni se întâmplă lucrul acesta. Și ca să ne convingem de acest lucru, versetul ne-a mai spus că pletele lui sunt negre cum e corbul. Adică nu, nu se schimbă odată cu trecerea anilor. Știți, la noi oamenii, atunci când trec anii, se cunoaște ceva la schimbarea părului nostru, da? Culoarea părului devine albă, ceea ce arată semne de, de trecerea anilor. Noi spunem așa în cuvinte frumoase, se adună înțelepciunea. Numai că cei care ajung la, o, la vârsta înțelepciunii poate nu totdeauna sunt cel mai încântați de faptul că părul lor a devenit alb. Însă Dumnezeu este cel care nu îmbătrânește. Deși este din veșnicii și va rămâne veșnic. El este același. Întotdeauna. Și dacă a început și a făcut totul din dragoste pentru noi, va continua să se raporteze la noi în felul acesta. Este Dumnezeul care poate să conducă barca vieții noastre în siguranță, chiar și în cea mai aprigă furtună. Vă aduceți aminte de ucenicii care s-au aflat cu Isus în barcă și s-a strânit furtuna aceea teribilă pe mare și ei s-au speriat și au zis, Doamne, ești aici cu noi, dar pierim, fă ceva, scapă-ne. Și Isus a intervenit și a liniștit marea, spunându-i doar câteva cuvinte. Taci, fără gură. Așa va face Isus și în furtunile vieții noastre. Dacă suntem cu El, oricât de mare ar fi pericolele, putem să nu ne temem, pentru că El este împreună cu noi. Dacă Isus este conducătorul vieții noastre, El care a înmulțit pâinile pentru mulțimile care l-au înconjurat atunci când a fost pe pământ, va înmulți și hrana pentru sufletul nostru, pentru viața noastră, pentru mintea noastră. Întotdeauna va împlini nevoile noastre din plin. Ne va întrece așteptările. Va fi suficient astfel încât vom avea să dorim și altora. Isus este cel care a vindecat bolnavii atunci când a fost pe pământ. Și El este gata să vindece și viața noastră de păcat. Să ne elibereze de orice ne frustrează și ne uh, privează, mai ales de, de, relația cu El. E gata să vindece orice aspect de felul acesta și să ne ajute să ne bucurăm din plin de viața trăită împreună cu El. Făgăduințele Lui sunt cele care nu dau greș niciodată. Dacă El a spus, te iubesc, așa este, până la sfârșit. Indiferent care ar fi atitudinea mea schimbătoare la un moment dat. Vom descoperi mai mult despre, despre aspectul acesta puțin mai târziu. Atenție! Vrăjmașul este foarte atent ca să nu te lase să-L alegi pe Iisus ca și conducător sau să te păcălească și să spui, cum? Eu am nevoie de un conducător? Păi nu știu eu ce e bine? Nu sunt destul de matur sau matură ca să știu să fac o alegere bună? Știu și eu ce e bine. Este cursa pe care ne -o întinde, într-un fel sau altul. Dar știm ce a făcut Eva atunci când s-a încrezut în ea, în capacitatea ei de a distinge între bine și rău. Isus ne spune, dacă vrei să fii în siguranță, hai să mergem împreună. Eu voi face viața ta să strălucească într-un mod extraordinar. Mergem mai departe, la versetul 12. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor și, de asemenea, sunt scăldați în lapte. Porumbei, la ce ne duc cu gândul? Când privești un porumbel, te gândești la gingășie, la ceva așa apropiat, care îți face plăcere, și așa, așa ne privește Iisus pe fiecare, cu gingășie, cu duioșie, cu dragoste. Deși ochii lui sunt scăldați în lapte, ochii lui sunt așa de curați încât nu pot să vadă răul, mi se spune într-un alt loc. Dar el, deși vede și răul și păcatul din viața noastră, nu ne privește așa într-un mod în, încruntat. Și nu spune, „Hm, ți-am dat toate condițiile ca să trăiești o viață curată, ți-am dat o haină albă, și acum, nici măcar atâta n-ai putut să o faci, să o păstrezi curată? Cum fac părinții cu și cei mici pe care îi îmbracă frumos ca să meargă la biserică sau în altă parte și copilul, tocmai atunci, s-a dus în prima baltă sau s-a pătat cu altceva și unor părintele este necăjit de lucrul acesta. Și pe Iisus îl doare atunci când noi murdărim haina curată și frumoasă pe care ne-a dat-o, dar nu ne privește cu, cu supărare și cu... Uh, așa, cu o mustrare usturătoare. Cine privește cu gingășie și spune, vină înapoi, hai să reparăm, detergentul pentru ca să fie curățată haina ta este tot la mine, este tot în sângele meu care a curs pe Golgota, hai să o reparăm împreună. Sunt atât de multe persoane și că, cu siguranță și noi am, avem sau am avut o astfel de imagine despre Dumnezeu că el este gata să ne pândească atunci când greșim și să ne pedepsească. Dar el intervine pe multe căi pentru a ne face conștienți că altfel stau lucrurile. A intervenit în viața lui Petru. Aduceți aminte de ucenicul acela atât de sigur pe el însuși, care a spus: "Doamne, eu te iubesc așa de mult, sunt dispus să merg cu tine și la moarte." Nu contează în ce condiții. Eu vreau să rămân cu tine. Și Petru se leapă de, de mântuitorul lui, pentru că îl vede unul și altul și arată cu degetul spre el și când îl vede că pe Iisus că este prins, este legat, Petru nu se mai simte confortabil să fie asociat cu mântuitorul și spune, nu, nu-l cunosc, nu știu cine este omul acesta. Și momentele acelea, inima lui Iisus inima lui a fost foarte îndurerată, pentru că avea mare nevoie au ucenicii să-i fie aproape. Dar privirea lui se îndreaptă către Petru. Și, din fericire, și privirea lui Petru se îndreaptă către Isus. Și Petru vede în ochii lui Isus, milă și har. Petru îl vede pe Isus spunându-i, m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu se piardă credința ta. Știam că o să ajungi aici. Te-am avertizat, dar nu te lep lepăd așa cum ai făcut tu. Și vreau să îți dau puterea să fii cu adevărat credincios, să mă iubești cu adevărat. Și Petru, văzând aceasta și citind toate aceste lucruri, în ochii lui Isus, se duce în grădina Ghețemani și plânge cu amar și se pocăiește. Și spune: Doamne, am crezut că te iubesc, dar mi-am dat seama că sunt departe de a face lucrul acesta. Să ne gândim ce s-a întâmplat și cu fiul risipitor. Care într-o bună zi i-a spus tatălui: Dă-mi averea, dă-mi banii care mi se cuvin și plec în lumea largă. Nu mai sunt dispus să stau aici cu tine. M-am săturat de reguli, de poruncile tale. Vreau să mă duc și să fiu liber. Și a plecat. Și ce a făcut Isus? Ce a făcut tatăl din, din pildă? I-a întors spatele și a zis: Treaba ta, dacă vrei să pleci, nu mai ești fiul meu. Te dezmoștenesc. Acesta este tatăl din pildă, care îl reprezintă, de fapt, pe Dumnezeu. Citim în scriptură că s-a uitat îndelung după el. S-a uitat până când nu l-a mai văzut. Și apoi a continuat să privească în direcția în care plecase fiul în fiecare zi. Ieșea și se uita. Nu cumva se întoarce fiul meu? Nu cumva își dă seama că acolo unde s-a dus nici, nici pe departe nu este liber și va ajunge rob al păcatului? Și când în cele din urmă fiul s-a întors, tatăl l-a văzut de departe, ceea ce ne dovedește faptul că privea mereu în zare ca să îl observe atunci când se va întoarce. L-a văzut și n-a așteptat să vină fiul la picioarele lui, să se plece, să-și ceară iertare, să spună cât de rău îi pare pentru comportamentul lui și pentru că a plecat în felul acesta. Ci tatăl este cel care aleargă înaintea lui. Aleargă și îl îmbrățișează. Nu conta. N-a contat că era în zdrențe, că era transpirat, că era așa cum venise după o călătorie lungă și pe o viață de mizerie pe care o trăise. Tatăl l-a primit cu toată dragostea. Și ce a făcut? L-a îmbrăcat cu o haină nouă. I-a pus încălțăminte în picioare. I-a dat un statut nou și s-a bucurat împreună cu toți cei din casă, cu toți cei care au dorit să se bucure împreună cu el de întoarcerea. Fiului Său. Așa ne privește Isus pe fiecare dintre noi. Poate că, dintr-un motiv sau altul, ne-am îndepărtat de El. I-am spus, Doamne, vreau să, să trăiesc așa liber, să nu fiu așa îngrădit de atâtea uh, principii, de atâtea standarde, de atâtea lucruri pe care Tu le-ai lăsat în Scriptură. Vreau să simt așa că trăiesc din plin. Și am ajuns și noi într-o mocirlă mai adâncă sau mai puțin adâncă a păcatului. Nu uita, Iisus încă privește către tine și abia așteaptă să te întorci și se va bucura și te va primi cu brațele deschise ca să-ți dea o viață nouă. Și ca să amintesc și ceva contemporan, am primit săptămâna trecută câteva rânduri din partea Sarei. O cunoașteți pe Sara Stroici? Cred că mulți dintre voi ați ascultat imnurile pe care le înalță frumos la vioară. Și probabil ați auzit că a suferit un accident, un accident grav, în care viața i-a fost pusă în pericol cu adevărat. A suferit fracturi multiple, a avut o hemoragie internă, medicii nu i-au dat șanse, n-au crezut că va scăpa. A fost inconștientă un timp și când în cele din urmă și-a revenit, medicii au spus, dacă își va reveni, și au observat și ei că în urma multelor rugăciuni care au fost înălțate pentru ea, viața ei a fost salvată, hemoragia a fost oprită, au zis recuperarea va dura multe săptămâni și luni de zile. Minunea a fost că după două săptămâni de la accident, Sara a fost externată. Și deși nu era încă într-o într bună formă, evident, a urmat tratamente de recuperare la centrul de sănătate de la Podiș și în alte locuri. După o lună de zile de la accident, deja s-a ridicat în picioare, după fractură la coloana cervicală, după fractură de bazin și alte coaste rupte și altele de felul acesta. Astăzi, la trei luni și jumătate după accident, Sara poate din nou să cânte la vioară, poate să îl laude pe Dumnezeu, poate să alerge, poate să meargă. Este o adevărată minune. Și ea scria așa, am rugat-o să scrie experiența pentru ca să fie inclusă în, în devoționalul pentru femei de anul viitor. Nu l-am cunoscut pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat. Am crezut că mă iubește doar dacă fac ce este bine. Și atunci când greșesc, nu se uită la mine tocmai frumos. N-am crezut că va face vreodată vreo minune pentru mine. Dar n-am cuvinte să-i mulțumesc pentru minunea prin care mi-a salvat viața. Și nu doar că mi-a salvat-o și m-a refăcut și pot din nou să mă bucur de viață și să-L slujesc cu toată inima. Este încă un exemplu pentru fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne iubește și ne privește cu gingășie, cu dragoste și ne așteaptă cu bucurie să ne întoarcem la El. Mai departe, versetul 13 ne spune că Obrajii lui sunt ca niște straturi de miresme în care cresc saduri mirositoare. Mi se atrage atenția asupra chipului lui. Astăzi nu putem să-i vedem chipul în mod fizic, dar putem să ne imaginăm cum este chipul lui în funcție de descrierea pe care o avem cu privire la caracterul lui. Vă imaginați un Dumnezeu, un Dumnezeu sobru, un Dumnezeu uh, încruntat? Isus a venit pe pământul acesta ca să ne descopere cum este Tatăl. Și ni se spune că uh, și copilașii erau atrași și doritori să se uh, urce la el în brațe. Oare se duce un copilaș la o persoană care se uită așa de sus sau încruntată? Niciodată nu va reprezenta o atracție pentru copii. Dar copilașii s-au urcat la el în brațe pentru că el i-a chemat cu dragoste, pentru că le-a zâmbit, pentru că s-a văzut pe chipul lui care o inimă aleasă. Și toți cei care au fost în preajma lui l-au -au urmat adeseori. Simțeau că se satură sufletul lor atunci când îl privesc, atunci când ascultă cuvintele lui. Ce se va întâmpla atunci când privim la chipul lui Isus și îl vedem așa, radios, frumos, zâmbitor? Ce se va întâmpla cu chipul nostru? Va putea să fie altfel? Va funcționa pe principiul oglinzii? <laughs> Va, va reflecta, se, el se va reflecta și în chipul nostru. În psalmul 34, mi se spune: Când îmi întorc privirile spre el, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu-ți se umple fața de rușine. Dragii mei, dacă am început să-l descoperim pe Dumnezeu, haideți să lăsăm să se vadă lucrul acesta. Pentru că există creștini în lumea aceasta. Care vorbesc despre Isus, poate cântă despre El, spun altora despre El, dar adeseori chipul lor arată de parcă ar fi botezați în oțet. E așa, trist, mereu o față lungă, și haideți să ne gândim că ni se întâmplă uneori chiar în biserică fiind. Ați cântat vreodată imnul Ce fericire am pe Isus cu o față serioasă? Poate că nu ne gândim la ceea ce cântăm. Și nu lăsăm să se vadă. Și dacă sunt persoane care au venit pentru prima dată, se întreabă. Oamenii aceștia spun una, dar pe chipul lor se citește altceva. Haideți să îl rugăm pe Dumnezeu să-și reflecte caracterul și pe chipul nostru. Să fie un chip radios, un chip zâmbitor, să se vadă de către toți cei din jur că avem un Dumnezeu pe care merită să-l iubim. Și mereu îl admirăm și suntem uimiți de, de chipul Lui o tânără se plimba într-o zi pe aleile unui parc. Și în parcul respectiv se găsea, se găsea și un, un domn care cânta la chitară. Cânta din plăcerea de a cânta și din dorința să mai și primească ceva în schimb. Și a văzut-o pe această tânără care s-a plimbat de câteva ori prin zona aceea și la un moment dat n-a mai rezistat. Și a întrebat-o pe acea tânără, spuneți-mi, sunteți creștină, sunteți pocăită? Și a, întrebat, a spus, da, dar de unde știți? Nu vorbise cu acel domn. Și știți care a fost răspunsul lui? Se vede pe chipul tău. Îți strălucește fața ca lui Moise. Ceva nu este obișnuit cu tine. Dumnezeu vrea să facă aceasta în viața noastră. Să facă să se vadă că suntem cu adevărat copii ai lui și îl iubim pe El. Și ni se spune mai departe că buzele lui sunt ca niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Ce iese de pe buzele lui? Ies cuvintele. Cuvintele pe care cred că nu ne plictisim să le auzim. Pentru că sunt cuvintele prin care descoperim cine suntem cu adevărat. El ne spune, fiul meu, fica mea, te prețuiesc așa de mult Încât sunt gata să dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, așa scrie în, în Isaia. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Vă place să auziți cuvintele acestea, te iubesc? <gângh> Mai ales la, la vârsta aceasta a tinereții, adolescenței și tinereții, tânjim după ele. Mă? te iubesc. Ah, dacă mi-a spus un băiat că mă iubește, dacă mi-a spus o fată că mă iubește, pf, sunt cel mai și cea mai fericită. Dar dincolo de ceea ce ne poate spune o ființă umană și ceea ce poate să să arate dincolo de aceste cuvinte, sunt cuvintele Mântuitorului care ne spune: te iubesc și îți dovedesc aceasta în fiecare zi, nu doar îți spun că te iubesc. Mă îngrijesc de tine. Atunci când când treci prin situații dificile, când îți este teamă de ceea ce se va întâmpla, când ești în încercare, eu îți spun din nou, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te ridic, te iau de mâna dreaptă, ți arăt direcția în care să mergi. Nu extraordinar să ai un astfel de prieten? Întotdeauna e dispus să te ajute. Adeseori, probabil că suntem îndurerați de faptul că l-am dezamăgit. Sau așa credem noi, că l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Că deși am știut ce e bine, am făcut altfel, l-am întristat, am păcătuit. Și ne simțim vinovați. Și sunt oameni care spun, nu pot să mă iert pe mine însă, pe mine însumi. Și Dumnezeu vine și ne asigură, eu îți iert păcatele. Eu le șterg ca o ceață, ca un nor, le dau la o parte. Dacă vii la mine, dacă ai încredere că eu am murit pentru tine, am plătit vina pentru păcatul tău și acum sunt gata să-ți dau o coală albă în care, pe care să scrii din nou frumos, dar împreună cu mine de data aceasta, pentru ca lucrurile să decurgă altfel. Ce minunat este lucrul acesta! Mi-aduc aminte de o, de o soră care l-a cunoscut pe Dumnezeu în tinerețea ei și a fost atât de pasionată de el, l-a iubit așa de mult încât a mers să spună multor oameni că Dumnezeu este Dumnezeu al dragostei și merită să-L cunoști și să-ți predai viața Lui. Și Dumnezeu i-a dat privilegiul să conducă pe multe persoane să-L accepte pe El ca mântuitor personal. Dar la un moment dat, în viața acestei femei, a intervenit tristețea, a intervenit suferința fizică, a ajuns să stea la pat, să nu se mai poată deplasa, și soțul ei se uita, ne, neputincios și neștiind ce să creadă, ce se întâmplă cu soția mea, care era plină de viață până atunci. El nu-l cunoștea pe Dumnezeu și era foarte greu să găsească o soluție. Au mers la mulți medici, au cerut sfat, au cerut tratament. Nimic nu funcționa și starea ei se agrava din ce în ce mai mult. La un moment dat, un medic, după ce i-a făcut un set de analize, I-a spus așa soțului. Soția dumneavoastră nu are nimic din punct de vedere fizic. Toate analizele sunt ok. Dar în mintea ei, în sufletul ei, acolo este o problemă care a dus-o în starea aceasta. Și soțul a zis, dar ce să facem pentru asta? Nu știu. Căutați față, la preot, la nu știu unde vă duceți, dar acolo este problema. Și în marele evanghelist, un mare evanghelist a, a venit în zona aceea tocmai în perioada aceea și a fost invitat să stea de vorbă cu această soră. Alejandro Buion este evanghelistul. A venit, a stat de vorbă cu ea și sora și-a deschis sufletul în cele din urmă și a spus care este problema. Eu am comis un păcat pe care nu pot să mi-l iert și nu cred că Dumnezeu poate să mă ierte. Și fratele i-a deschis Biblia și a spus, dar iată, Dumnezeu spune că el a murit ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și sora a zis, da, pe alții care n-au știut, au crescut în lumea aceasta, au făcut vrute și nevrute, dar în momentul în care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și totuși încalci voia Lui, încalci principiile Lui, eu nu cred că mai există iertare. Și a fost nevoie de timp, a fost nevoie de rugăciune, a fost nevoie de studiere și restudiere a făgăduințelor din vire prin care Dumnezeu spune, chiar dacă ai știut și ai greșit, eu tot sunt dispus să te iert, dacă îți pare rău și te întorci la mine. Și în cele din urmă, sora s-a prins din nou de această făgăduință și în scurt timp s-a ridicat de pe pace, a putut să redevină acea persoană energică și voioasă care a lucrat apoi cu și mai multă eficiență pentru oameni. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt sigure, cuvintele lui sunt ca niște... Sunt ca niște crini parfumați care ne, ne întreaga viață. Și încă ceva, Dumnezeu este dispus să ne învețe, să ne arate drumul. Adeseori suntem la răscruce și nu știm încotro să ne îndreptăm. Sunt în fața unei cariere, da? sunt în, în postura de a-mi alege viitorul, în ce domeniu să lucrez, ce să fac. În psalmul 32 cu 8, el spune, eu voi avea privirea îndreptată asupra ta și te voi învăța. Îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Sunt în momentul în care trebuie să aleg partenerul de viață. Cum să pot face lucrul acesta fără El? Ce frumos este să mă bazez pe cuvântul Lui. Eu te învăț și ți arăt încotro să te îndrepți, pentru că eu cunosc inimile și îți doresc binele la superlativ și în toate aspectele vieții noastre. Și de asemenea, El mai spune așa, eu contez pe colaborarea ta. Aș putea să închei lucrarea pe pământul acesta folosindu-i pe îngeri, lucrând cu mulți îngeri sau cu alte persoane, din lumea aceasta, dar contez pe tine și pe tine, pe fiecare în parte. Și vă trimit în lumea aceasta, mergeți și duceți Evanghelia. Mergeți și spuneți, dacă m-ați descoperit pe mine, mergeți și spuneți semenilor voștri, pentru că vă vor crede, pentru că vor, vede vor vedea cât de fericiți sunteți. Și nu vă trimit singuri. Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Vă simțiți onorați? Să fiți parteneri cu Dumnezeu? Să fiți colaboratori cu El? Este cea mai mare onoare pe care cerul poate să ne ofere. Versetul 14 ne spune: Mâinile lui sunt niște inele de aur. Din nou este amintit aurul, metalul acesta prețios. Și mâinile lui ne duc cu gândul la ceea ce a făcut el. La ce a făcut de la început, la creațiune. A, crearea pământului, a universului, crearea noastră ca oameni, a făcut totul desăvârșit, frumos. Și așa cum am văzut, atunci când proiectul acesta a fost ruinat de către cel rău, el a luat hotărârea să ne recreeze. Și continuă să facă această lucrare în viața noastră zi de zi. Este extraordinar. Este o lucrare durabilă. Ceea ce face el rămâne pentru totdeauna. Numai că trebuie să, să fim pe frecvența lui în fiecare zi. Nu e de ajuns să-i spun astăzi, Doamne, vreau să vii și să recreezi în mine chipul tău. Este extraordinar, e necesar acum, aici, să fac acest lucru. Dar e nevoie să fac și mâine, și poimine, același lucru, pentru că altfel pot fi cu ușurință furată de, de către cel rău. Și dacă adeseori mă simt descurajată. Descurajat. De o situație în care mă găsesc. Îmi doresc ca unele probleme să se rezolve și de ani de zile parcă lucrul acesta rămâne la fel. Mă simt atât de departe și parcă nimănui nu-i pasă de mine și am impresia că nici lui Dumnezeu nu-i pasă. Care este dovada cea mai palpabilă? Că, că El știe problema mea și e dispus să intervină că problemele mele sunt înaintea Lui permanent. Mâinile Lui ne arată lucrul acesta. Suntem săpați în palmele Lui. În Isaia 49 scrie lucrul acesta. Te-am săpat pe mâinile mele și voi rămâne acolo, în mâinile Lui, pentru veșnicie. Iisus Hristos va purta semnele cuielor ca dovada dragostei față de mine de-a lungul veșniciei. Așa că n-am niciun motiv să mă îndoiesc de dragostea Lui mâinile lui, mâinile acestea străpunse, se deschid față de mine în fiecare zi și mă așteaptă să mă îmbrățișeze, să mă mângâie, să împlinească toate nevoile mele. Este extraordinar. Când privim la El, nu putem să spunem altfel decât ce frumos ești, prea iubitule, ce minunat te manifesti față de mine, o ființă nevrednică, păcătoasă. Dar El ne știe, ne prețuiește pe fiecare în parte. ni se mai spune că trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Trupul este sediul sentimentelor adânci. Și el este cel care cunoaște chiar și simțămintele noastre. Îi pasă lui Dumnezeu și de ceea ce simt, de ceea ce îmi doresc, de ceea ce simt că am nevoie? Am citit despre o soră care se mutase de curând Într-o nouă zonă, era soția unui pastor, se muta într-un nou district și nu avea prieteni, încă. Și într-o vineri seara, a trebuit să rămână acasă, soțul ei plecase la biserică și a început să cânte la pian, și, căutând în carte de imnuri, a dat peste imnul Eu am nevoie în orice zi să știu că frații mă iubesc. Și în timp ce cântau, au început să, fi, să curgă lacrimi din ochii ei și să spună, Doamne, îmi doresc așa de mult o prietenă. Vreau să am și eu cu cine să stau de vorbă mai mult, să împărtășesc gânduri, să ne rugăm împreună, dar suntem de ceva timp în locul acesta și n-am nicio prietenă. S-a rugat și în ziua următoare a primit o scrisoare. Și când a desfăcut-o, ce credeți că era acolo? Era o soră din biserica, dintr-una din bisericile pe care o vizitase împreună cu soțul ei, care îi scria așa, M-am bucurat să vă cunosc și pentru că sunteți nouă și m-am gândit că nu aveți prieteni, vreau să vă fiu prietenă. Vreau să împărtășim împreună gânduri. Vă invit să ne rugăm împreună, în locul cu tare, la ora cutare. Îi pasă lui Dumnezeu de simțămintele noastre? Cu siguranță. El vrea să le împlinească pe toate. Este Dumnezeul care știe și câte fire de păr avem în cap. Cu atât mai mult știe dorințele noastre. Și le împlinește așa cum știe el că este cel mai bine. Picioarele lui sunt uh, ca niște stâlpi de marmură albă așezați pe niște temelii de aur curat. Picioarele sunt cele care susțin greutatea corpului. Și el ne asigură în felul acesta că sunt ca niște stâlpi de marmură. Uh, ne asigură că este dispus, este gata și este în stare să poarte orice povară pe care o avem. Și ne invită, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Nu încercați să duceți singur poverile vieții, pentru că o să vă zdrobească, o să vă facă să nu mai puteți merge înainte. Dar vă invit, haideți, hai să mergem împreună. Și e așa de frumos când, când, lăsăm poverile acestea și sufletul nostru este liberat, este făcut să, să zboare împreună cu El. Și El ne mai spune, hai să ducem povara împreună, descarcă toate temerile, toate grijile, descarcă-le înaintea mea și apoi hai să mergem împreună. Mai este un verset în care El ne încurajează, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Hai să învățăm să ducem împreună poverile. Știți, când uh, sunt puse două doi boi, sunt puși doi boi la jug, uh, trag împreună și lucrul, lucrul, lor devine mult mai ușor. Și nu am experiență în domeniul acesta, dar mă gândesc că atunci când se dorește a fi, una, a fi, antrenat un bou mai tânăr, este pus alături de unul cu experiență, unul mai în vârstă, ca să învețe de la el cum să meargă înainte, cum să tragă. Și Isus spune așa, iată, eu sunt gata să trag împreună cu tine la jugul vieții. Hai să mergem împreună și o să te uiți la mine și o să vezi cum să Înaintezi, cum să mergi drept pe cărarea care duce către împărăția cerurilor. Și povara ta o voi purta eu, dar te voi învăța să mergi alături de mine. Și el ne, ne asigură și de faptul că stă neclintit, stă ferm. Întotdeauna el rămâne același. Adevărul lui este neclintit, biserica lui este... Ceea de care va avea grijă până la sfârșit. Trăim într-un timp în care adeseori ne clătinăm. Vedem că se întâmplă lucruri care ne, uh, ne clatină încrederea. Dar Iisus Hristos a spus, mireasa mea, biserica mea, este a mea și nu voi lăsa să se, să se să cadă, să se spulbere. Eu o voi susține și o voi ajuta prin orice încercare va veni. De aceea putem avea toată încrederea în El. Și El este Cel care poate să ne păzească de orice cădere. Oricât de cumplit ar fi furia celui rău, cu, cu cât de multe ispite ar veni la noi, El este în stare să ne păstreze verticali, să rămânem alături de El, să-L iubim mai mult decât pe oricine altcineva din lumea aceasta și să putem merge frumos împreună cu El până la capăt. Și după ce am văzut, da, chipul lui a fost parcurs așa de la cap și până la picioare, acum suntem invitați să facem un pas înapoi și să-l privim așa, în întregime, de la distanță, ca să-l vedem mai bine. Și ni se spune că înfățișarea lui este calibanul, pare un tânăr ales, ca cedrii. Cedrii sunt acei copaci falnici care îi întrec pe toți în înălțime, în grandoare, în, în frumusețe. Și așa este Întuitorul nostru. Putem să-L punem alături de oricine sau orice în lumea aceasta. Nu există, nu suportă comparație. El este Dumnezeul nostru. El este prietenul nostru. Este prea care uh, se distinge, se deosebește din zece mii. Și deși este atât de extraordinar de măreți, este cel care se coboară la nivelul meu, la nivelul la care am ajuns până acum, și e gata să mă ia de mână și să mă conducă. Și ultimul verset concluzionează ceea ce am uh, vorbit până acum. Cerul gurii lui este numai dulceață, și toată ființa lui este plină de farmec așa este iubitul meu, așa este scumpul meu. Este dulce Mântuitorul nostru? Ați gustat? Am gustat cu toții? Psalmistul ne invită. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și nu veți fi niciodată dezamăgiți. Dragii mei, vă spun din toată inima că am început și eu să gust din dulceața aceasta Mântuitorului. Și vă spun că nu există viață mai frumoasă decât cea parcursă împreună cu el pas cu pas. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit privilegiul acesta să cresc într-o familie creștină, într-o familie adventistă în care mi-a fost pus în față, mi-a fost prezentat caracterul Mântuitorului încă din fragedă copilărie. Și pe măsură ce anii au trecut, am descoperit tot mai mult Că el este vrednic de încredere, că merită să așez mâna mea în mâna lui. Și m-a condus așa de frumos, mi-a întrecut așteptările, a știut dorințele pe care tot el le-a pus în sufletul meu și mi-a dat favoarea să parcurg labirintul vieții împreună cu el. Și sunt fericită. Nu pot să spun altceva decât sunt fericită împreună cu el. M-a chemat să-l slujesc, mi-a dat favoarea aceasta și m-a ajutat să am inima deschisă, să am ochii deschiși, ca să văd, să aud chemarea lui. Deși au fost și glasurile lumii care m-au uh, chemat și ele, au încercat să mă atragă, să mă împrietenesc cu lumea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să spun nu acelor glasuri și să-l ascult pe el, să merg împreună cu el. Este o viață adevărat, cu adevărat frumoasă și vă doresc și vouă. Să experimentați același lucru, să îl alegeți pe el ca prea iubit al inimii voastre. Să-i spuneți toate dorințele, to tot ce se află în sufletul vostru. Să-i dați voie să privească cu ochii aceia gingași, să privească în toate cămăruțele sufletului. S-ar putea ca în anumite domenii să spunem, Doamne știi, am și eu intimitatea mea îți dau viața mea, așa, în linii mari, dar sunt anumite cămăruțe unde n-aș vrea ca tu să privești. Sau nu sunt dispus să discut cu tine despre acele lucruri. Și Dumnezeu spune, bine, ești liber. Poți alegi ce să faci și cum să procedezi. Dar eu îți doresc binele. Eu vreau să fac curățenie în toate acele cămăruțe ale sufletului. Vreau să fac să strălucească viața ta. Vreau să te, să te fac să fii împlinit și împlinită. Vreau să, să te conduc la cele mai înalte culmi ale dezvoltării, ale cunoașterii și fericirea ta să crească cu fiecare zi. Nu poate fi ceva mai frumos. Așa este scumpul meu. Așa este Mântuitorul meu, pe care avem ocazia să-l cunoaștem cu toții. Dacă cumva în inima noastră, în inima voastră, se dă o luptă în momentul acesta, aud pe Mântuitorul care mă cheamă și am toate motivele să văd că El îmi dorește binele și că mi se descoperă într-un mod atât de uimitor. Și totuși, parcă încă mai întârzi, parcă încă sunt tentat sau tentată să spun nu astăzi, mâine, Mâine îți voi da viața mea. Astăzi vreau încă să mă mai bucur de plăcerile mele, de gândurile mele, de planurile mele. Dumnezeu are răbdare și așteaptă și continuă să bată și continuă să să facă curte și să se apropie de mine cu, cu toată dragostea. Numai că, știți, ziua de mâine nu mi-aparține. Ceea ce pot face azi, ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Pentru că nu se știe ce se întâmplă. Pleci de acasă și nu știi dacă te mai întorci. Și astăzi, cât sunt în viață, este ocazia să-i dau viața mea lui Isus. Să-i spun că vreau să fie Domnul meu și Dumnezeul meu. Să-i spun că-L iubesc cu adevărat. Și aș vrea să mă apropii de încheiere, citindu-vă câteva rânduri, prin care să conștientizăm că există Multe lucruri pe care le putem face în lumea aceasta, dar există un lucru pe care nu-l putem face. Nu putem face nimic pentru a-l determina pe Isus să nu ne mai iubească. Poți să-l ignori zile nenumărate, poți să-l respingi, poți să negi faptul că el există, poți să-l bagiocorești și să-l iei în derâdere. Chiar să-l blestem. Poți să pretinzi că porți numele său, dar să faci jocul diavolului. Poți să te rușinezi de el. Poți să-l urăști cu înverșunare. Poți să risipești pentru satisfacția proprie toate darurile pe care ți le-a oferit. Poți să-l sfidezi. Poți să-l descrii altora ca fiind aspru, nemilos și nepăsător. Poți să-l alungi întru totul din viața ta. Poți să-l învinuiești pentru tot răul din lume. Poți să-l biciuiești până când sângerează, să-l scuipi, să-l răstignești și să râzi în timp ce el moare cu inima frântă. Poți să faci toate aceste lucruri. Totuși, un lucru nu poți să faci, nu poți să-l faci niciodată să înceteze să te iubească. Amin? Nu există ceva care să-l determine pe Isus să nu ne mai iubească. Dar El ne oferă libertatea să-l iubim și noi. Și ne invită astăzi să ne îndrăgostim de El, să-L cunoaștem cu adevărat și să luăm hotărârea de a-i preda viața noastră în întregime. Dei spune că fără el nu mai vrem să facem nici cel mai mic pas. Și astfel să trăim o viață cu adevărat plină de strălucire. O viață pe care să o trăim frumos aici împreună cu el și pe care să o continuăm pe plaiurile cerești, într-o nesfârșită dezvoltare, cunoaștere a caracterului lui, a dragostei lui și într-o bucurie mereu crescândă. Dacă vă doriți lucrul acesta, sunt convinsă că Dumnezeu se va bucura foarte mult să ne audă și rostind cuvintele noastre de apreciere pentru caracterul Lui, pentru ceea ce este. Și vreau să vă invit să ne luăm câteva minute pentru a-i vorbi și noi, Domnului. El ne-a vorbit în dimineața aceasta, fiecare dintre noi. Și ați văzut în prezentarea de dimineață că este foarte încântat să audă și glasul nostru. Și pentru că a făcut atât de mult pentru noi, s-a sacrificat până la moarte. Cred că merită să ne plecăm înaintea lui, pe genunchi, și timp de un minut, două maxim, să-i vorbim fiecare așa, în gând, în mod tainic, să-i spunem ceea ce simțim, ceea ce dorim în clipele acestea, în urma acestui apel pe care el l-a făcut la inima noastră. Și apoi, când voi spune amin, să o facem și cu, cu glas tare, Mai mulți dintre noi. Și nu trebuie să folosim multe cuvinte, ci așa, într-o singură propoziție. Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ești, pentru caracterul tău frumos. Și să-l rugăm să vină în viața noastră. Vă invit să îngenunchem, să avem câteva, un minut, două de rugăciune tainică, și apoi mai mulți cu glas tare.